Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru săptămâna 30 ianuarie 5 februarie o săptămână cu planetele în mers direct, inclusiv planeta Marte, și o săptămână în care Încheiem săptămâna pe 5 februarie cu o lună plină în leu. O lună plină care ne influențează sfârșitul săptămânii, dar și începutul săptămânii viitoare, când vom vedea uh, rezultatele la ceea ce am întreprins în anumit domeniu de viață, într-un anumit domeniu de viață, după ascendență sau după zodie. Deci, uh, veți primi sfatul oracol, uh, tarotului ermetic și sfatul uh, runelor. Haideți să vedem acum uh, cum va fi această săptămână pentru voi, scorpionii. Marcată de un rege de bâte, un bărbat matur, cu ascendent zodie în leu, avem semnul leului, care arată dorința de a vă ajuta fiind o persoană care vrea să conducă, vrea să decidă, lupte pentru adevăr, pentru dreptate și, bineînțeles, o persoană care își urmărește interesele. Voi, Scorpionii. Ce v-ar face fericiți și cunoașterea. Am putea spune că voi Veți lua o inițiativă legată de o creativitate, legată de o afacere, care reprezintă comunicare, reprezintă comerț, transport, unde veți lua o inițiativă. Această inițiativă poate să ducă la expandare, la creștere, la dezvoltare, la venituri importante obținute din, din urma acestei inițiative. În ceea ce privește fericirea pentru voi, Comunicați foarte bine, poate cu persoana iubită, poate cu un copil, poate cu cei cu care vă distrați. Și vă distrați poate pe calculator. Cam acesta ar fi aspectul pentru voi la distracție, la fericire. Jocuri pe calculator, poate chiar și pariuri prin internet. În schimb, cunoașterea pentru voi cursuri superioare, examene, concursuri sau chiar studii individuale, călătorii aduc o viață grea. Deci, sunteți doborât la pământ cu zece de spade. Este ceva care nu nu puteți să mai mergeți mai departe. Problemele sunt foarte mari la 10 de spade, o epuizare, fie că este vorba de o călătorie, fie că este vorba de un examen sau de un concurs de studii. Resursele, locul de muncă, cariera. În resurse, bunul materiale s-ar părea că aveți o pierdere. Deci nu este o plată, nu este, este o pierdere. Fie că ați achiziționat o casă și acum vedeți că aveți niște probleme foarte mari și pierdeți această achiziție, sau pierdeți niște bani, poate chiar la jocuri. Și nu sunteți singuri în această pierdere, am putea spune că aveți sprijinul unei persoane din familie. În ceea ce privește locul de muncă, voi arătați celorlalți. Că vă înțelegeți foarte bine cu persoane de la locul de muncă, chiar dacă aveți o diferență de vârstă. Această diferență de vârstă nu vă împiedică să vă simțiți bine în compania acestor persoane. În schimb, cariera, luptați pentru a vă împlini dorințele voastre în carieră pentru a vă atinge menirea și aveți familia alături de voi, familia vă susține în aceste eforturi ale voastre. În ceea ce privește comunicarea, în comunicare, contracte și relații, în comunicare. Comunicarea voastră cu frații lor, verberișoare sau eu știu vecini voi vă faceți niște iluzii. Vă amăgiți singuri. Aveți un fel de fata Morgana. Visați la ceva. Este o iluzie, o amăgire pentru voi. În schimb, legat de un contract, o asociere, un proces, aveți o inițiativă, aveți un început nou, un proiect nou, un plan nou, o călătorie, pentru a face un contract, pentru a afla ceva. Deci este un început nou, o relație nouă, o prietenie nouă, o energie nouă, un început nou în acest domeniu al de activitate, contracte, asocieri, procese, căsătorie chiar. În schimb, legat de relațiile voastre cu prietenii, cu protectorii, arătați iubire. Poate să fie o relație de iubire cu un prieten. Și în această relație voi trebuie să faceți o alegere. Aveți blocaje, aveți probleme pe care trebuie să le rezolvați, dar nu puteți să le rezolvați decât dacă faceți această alegere. Este o alegere dificilă între viciu, virtute și spatul arcane este alegeți lanțul de flori, nu lanțul de fier. Lanțul de flori reprezintă o duritate, deci are o viață mai lungă, durează mai mult, se rupe mai greu. Căminul, familia, din nou nouă de spade. Schimbări, transformări, și uh, secrete. În familie nouă de spade, nu prea aveți oameni cu care să vă înțelegeți. Fie că este vorba de căminul vostru personal. Uh, nu vă înțelegeți cu partenerul sau cu partenera de viață sau cu unul din părinții de obicei părintele de același sex. Sau ceva din trecut vine acum spre voi. Persoane din trecut care v-au fost ostile. Acum le aveți din nou în jurul vostru. Și, bineînțeles, schimbarea este legată de o creativitate. Ați început o creativitate nouă. Este o creativitate care este la început, promite foarte mult și. Dacă este condusă genial, poate să vă aducă veniturile sperate. În schimb, secretul vostru este legat de un rege de monede. Poate că aveți o relație sau aveți un ajutor din partea unui bărbat cu ascendent zodie, taur, un bărbat în vârstă, care poate să vă ofere un ajutor pecuniar, un sprijin financiar, și poate fi pentru voi un secret, fiindcă vă bazați pe acest sprijin financiar. Aceasta a fost uh, citirea pentru voi. Uh, vă atenționez că nu aveți decât această arcană majoră care este foarte importantă pentru voi în în relații. Și în rest, viața va fi probabil cam la fel. Adică nu vor fi evenimente foarte importante, dar acesta este. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.